Primăria Sighet a predat amplasamentul constructorului care se va ocupa de amenajarea zonei Fuchs. Se va lucra la construirea străzilor și a trotuarelor de acces la blocul ANL, dar și la cele două blocuri sociale. De asemenea, vor fi amenajate spații de parcare, zone verzi și anexe, dar și o platformă gospodărească. A fost semnat contractul, avem toată documentația, vize, ordine începerea lucrărilor. Sperăm că în toamna acestui an să putem să dăm folosință, să dăm folosință și acele blocuri din zonă. Va trebui discutat foarte serios cu cei de la Vital și cu cei de la Berg Gaz pentru a rezolva și problemele cu utilitățile. Dar este o veste bună că în sfârșit după atâția ani s-a reușit semnarea contractului pentru executarea lucrărilor pe orizontală în acea zonă cu drum de acces, sens giratoriu, trotuare, parcări. După amenajarea zonei însă trebuie reactualizate dosarele și verificate din nou apartamentele, asta deoarece unele s-au mai degradat în timp. Acolo foarte multe din utilitățile care au fost instalate trebuie reverificate din punct de vedere a etanșeității rețelelor, din punct de vedere a punerii în funcțiune a rețelelor de încălzire, centrale termice puse acum câțiva ani de zile acolo, poate că trebuie reisciilizate, reverificate. Deci trebuie luată practic întreaga rețea de utilități, apă, gaz, electricitate, verificată, tâmplările reverificate dacă trebuie să se, până nu vom găsi firme care să facă lucrările, până nu vom aloca bani, dacă nu sunt alocați în buget pentru această activitate și nu se vor îndeplini, nu poți să dai repartiții oamenilor să pui într-un apartament în care centrala termică nu funcționează și dai o repartiție în toiul iernii într-o centrală care nu funcționează. Nu se poate. Plus, e vorba de instalațiile sanitare care au fost apă în ele, o descarci instalația, dar posibil un cot să rămască undeva niște apă, trebuie reverificată din punct de vedere tehnic toată rețeaua de utilități aferentă blocurilor. Înainte de a emite repartiții și înainte de a intra noi în lista de priorități. Viceprimarul Daniela Unița Ivașcu este de părere că reactualizarea dosarelor trebuie făcută doar după finalizarea lucrărilor de amenajare, să fie totul sigur, ținând cont de faptul că se vorbește de mult timp despre predarea acestor locuințe. Mai mult decât atât, s-au și alocat bani de-a lungul timpului, dar tot nu s-a reușit finalizarea acestui proiect și predarea apartamentelor sutelor de sigheteni care așteaptă de ani de zile aceste locuințe. Pe mandatul 2016-2020 am făcut parte din Comisia de Atribuire a Locuințelor în calitate de consilier local, unde mai aveam un coleg consilier și erau cei din departamentul tehnic al, din departamentele primăriei. Și care încă se s-au ocupau tot alocat bani pentru aceste lucrări. Nu doar că s-au alocat bani, deci din punct de vedere a bugetului local, în fiecare an, într-adevăr, deci de la data finalizării atât a locuințelor sociale, cât și ANL-ului, pentru că acolo este și bloc ANL-ul, în fiecare an au fost alocate resurse financiare pentru a se demara toate procedurile, mă rog, a fi întocmite documentațiile, indicatorii, știm cu toții că este un adevărat parcurs birocratic, în așa fel încât, practic, obligația autorității locale era aceea de a amenaja acea zonă, blocurile fiind doar acum. Să asigure accesibilitatea, practic, în zonă, să, pentru că în restul lucrurile... Da, să sistematizeze acea zonă, cu parcare, cu alei, cu, eu știu, curent, era doar un curent de șantier. Mă rog, centralele, de exemplu, știu că sunt montate, am fost și am văzut acele blocuri. Ei, pe lângă faptul că în fiecare an și pe mandatul vechei administrații erau în bugetul local alocat capitol pentru zona Fuchs și ceea ce urmează să se face acolo. Mai mult decât atât, au fost analizate de către comisie și de aia vă spun că am făcut parte din comisie, peste 600 de dosare ale potențialilor beneficiari de locuințe sociale. Acele 600 de dosare au fost ierarhizate cu punctaj și vreau să mulțumesc pe această cale și celor din primărie care au, efectiv, angajați ai primăriei care au muncit pe dosare. Nu e ușor să analizezi 600 de dosare și să fii atent, să nu greșești, să le evaluezi, corect, cu atât mai mult cu cât am vrut o procedură transparentă. Deci au fost afișate, au avut posibilitatea să facă contestații. De asemenea, cu ajutorul poliției locale s-au făcut notificări. Dacă lipsea un anumit document din dosare, erau notificate persoanele cu confirmare de primire. Îmi amintesc că am dat anunț public, inclusiv la postul dumneavoastră, ca să mediatizăm, mă rog, da, pe cei care... Da, să vină să-și rezolve. Să vină să-și rezolve, adică probleme, în așa fel încât totul să fie extrem de transparent, pentru că știți cum e când e vorba de locuințe. În ideea cetățean sau în mentalul colectiv există, mă cunoaște pe nu știu cine și o să... Și să înțelegem că aceste dosare sunt gata pregătite. Deci, dosarele au fost finalizate
adică au fost analizate încă de pe vremea vechii administrații. Au fost ierarhizate, au avut termen de contestație. Și oamenii practic doar așteaptă să... Oamenii știu și nominal, efectiv, familia Popescu-Georgescu, exact, știu că atunci am propus Consiliului Local și au fost de acord ca două locuințe să nu fie atribuite deloc. Să fie lăsate de urgență. Să fie lăsate cumva pentru cazuri de urgență. Vedeți că avem incendii, avem calamități naturale de, eu știu, inundații. Și am propus acel lucru și este menționat într-o hotărâre de Consiliu. Ei, acum, mai mult de atât, asigur că nu aveai ce să faci. Oamenii au repartițiile și vin și întreabă când se predau cheile, că de fapt asta e povestea. Sigur că având în vedere că au trecut, uitați-vă, au trecut 2 ani de la actuala administrație. Gândiți-vă că lucrurile astea s-au întâmplat pe mandatul 2016-2020, deci au mai trecut încă vreo 2. Cu siguranță, mai mult decât sigur, toate aceste dosare trebuie din nou reanalizate, pentru că unii și-au pierdut răbdarea, nu? Poate și-au cumpărat, alții au plecat în străinătate, altora li s-a mai născut un copil, ceea ce influențează punctajul, numărul de copii. Poate unii au decedat. Deci ca atare, totul va trebui reevaluat de către noua comisie. Deja această nu, pentru că am spus și eu și mă bucur că s-a ținut cont de acest lucru. Nu are sens să punem comisia, deci atât angajați ai primăriei, cât și doi reprezentanți din Consiliul Local să analizeze aceste dosare și să nu avem cu certitudine faptul că acolo lucrările s-au terminat. Când trebuie să fie gata lucrările? Păi, în mod normal ar trebui să fie gata, deci s-a predat amplasamentul, parcă 24 de luni sau 12 luni, nu mai rețin exact ca și termen. Că acum, credeți-mă, parcă, știți cum mi se pare fuxul ăsta, ca și tunelul pe sub Putin. Deci parcă nu se mai realizează, adică nu pot să înțeleg, mi-e greu să înțeleg cum în fiecare an se pun bani și sunt probleme tehnice. Orice și mai ales că probleme nu vorbim tehnice despre un proiect măreț, cum nu ar fi e un pod nu peste Tisa. Păi nu vorbim de un pod, vorbim de sistematizarea acelei zone. Și păcat, pentru că, cum să vă spun eu, este foarte bine să încerci să profiți, sigur, cu buna credință a termenului profitat, de anumite lucruri care se realizează nu pe banii bugetului local. Știți foarte bine că acolo ANL-urile sunt pe fonduri de la București, acele locuințe sociale de asemenea au fost făcute pe fonduri extrabugetare și dacă veți merge până acolo și am fost și în iarnă când s-au alocat bani, sunt probleme deja blocurile stând, nefiind folosite, sunt infiltrații de apă. Deci acolo va trebui intervenit, nu poți să predai locuința unui beneficiar, da? Și să-i plouă în garsonieră sau în apartament. E păcat acum. Eu sper și îmi doresc din tot sufletul. S-a predat amplasamentul, e o etapă mare, zic eu, din punct de vedere tehnic și a procedurilor. Să vedem efectiv că începe acolo lucrarea și se realizează... Și se termină la timp. Credeți că se mai fie nevoie de o suplimentare sau de bani în plus pentru reparații în interior? Dacă spuneți că apar părerea aici, mea acolo, că da, acum specialiștii vor spune acel lucru, ceea ce am observat eu cu ochiul liber și vă invit să mergeți și dumneavoastră să vedeți, este faptul că la cel puțin pe blocurile sociale, în acoperiș, deja există infiltrații de apă, sunt vizibile. Adică nu se poate contesta. Acum nu știu cât afectează exact apartamentele de la și garsonele de la etajul 4, dar pe acoperiș, pe coamă, se observă acest lucru. Deci cu siguranță acolo va trebui intervenit. Dar păcat că sunt frumoase, deci am fost și înăuntru, le-am văzut, sunt frumoase, sunt luminoase. Na. Acum să sperăm că se și realizează, aștept și eu să văd când vor începe efectiv lucrările. Sumele, după cum am spus, de bani au fost alocate. Acum ați văzut și dumneavoastră de fiecare dată când datorită situații economice, pentru că ăsta e adevărul, prețurile cresc necontrolat. Una acum, ați văzut, e o chestie foarte mari în toate domeniile. De fiecare dată când s-a venit cu o completare, cu, mă rog, că este necesară o alocare în plus de resursă financiară, de fiecare dată disponibilitate, cel puțin din partea Consiliului, a existat sau încercat a se identifica, nu știu, s-a luat dintr-o altă parte care n-a fost considerată atât de prioritară și s-a alocat în așa fel încât să nu se blocheze sau să se stopeze lucrările. Și să nu se piardă lucrările. Bani care vin din alte surse, cum ar fi surse guvernamentale sau în special cele europene. Dacă proiectele care sunt acum pe hârtie o să fie realizate, în viitor zona Fux ar urma să se dezvolte. Aici este prevăzută construirea unei baze sportive, a unei creșe, dar și a unui bazin de înot. Continuă investiții în acea zonă. Mai urmează, s-ar putea să intre, dacă reușim să trimitem un document până vineri și baza sportivă să intre în CT-ul Ministerului Dezvoltării.
Avem nevoie de un pad avizat de OCPI. Am făcut demers în această dimineață, sperăm să-l avem până în cursul săptămânii viitoare. De asemenea, creșa va fi construită pe PNRR. Cei de la Ministerul Dezvoltării Companiei Naționale de Investiții ne-au informat că a fost cuprins în programul PNRR construirea creșei și acolo suntem în faza de licitație, proiectare cu execuție. Și de asemenea, am primit tot în cursul acestei săptămâni aprobarea pe lista sinteză a bazinului de not în acea zonă. Urmează să pregătim proiectul de hotărâre de Consiliul Local pentru predarea plasamentului. Mulțumesc!